E martie. Ce înseamnă martie? Înseamnă mărțișor. Înseamnă foarte multe concerte, înseamnă foarte multe evenimente culturale și, desigur, multe dintre acestea, care sunt foarte selecte de altfel, se vor desfășura la sala cu orgă. Dar mai multe detalii ne oferă directorul acestei instituții minunate, doamna Larisa Zupcu. Bună, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Ați intrat deja în euforia mărțișorului? Am intrat, da. Și... cu ce și cum a fost? Da, deja ieri am avut cel de-al doilea concert și... acum încă sună muzica lui Strauss, Richard Strauss, că este o familie mare de muzicieni. Da, am pășit bine anul acesta. Pentru public am pregătit 6 concerte, cum ne zicem noi, 6 mărțișoare muzicale. Da, concerte foarte variate, mereu ținem cont de preferințele publicului, deci vom prezenta, deja am prezentat ieri un concert grandios vocal-simfonic. Acum îl așteptăm pe organistul din Cracovia să vină, Marc Stefanski. Spuneam cuiva, zic, noi avem un mare noroc ultimii ani să-i avem pe cei mai buni organiști ai lumii, credeți-mă. Deci vin organiști titulari ai catedralilor. Marek Stefanski activează Catedrala Sfânta Maria din Cracovia. Cei care au fost vreodată în Cracovia și intră în această catedrală, în primul rând, sunt frapați de frumusețea arhitectonică, dar și cum sună orga. Acum 2 ani l-am avut pe Olivier Latriu, organistul titular al Notre Dame de Paris, atunci când s-a întâmplat cu celebra catedrală. Da, da, primul lucru ce am făcut, noi l-am telefonat să întrebăm orga dacă a suferit, a avut de suferit și dumnealui ne-a asigurat că tot e ok. Un pic m-am abătut, ziceam că avem un mare noroc să vină cei mai buni organiști ai Europei și din America. Plus la asta am pregătit un concert celor care îndrăgesc instrumentul chitară, să știți că avem un public extraordinar care adoră acest instrument și cred că cântă, marea majoritate cântă la chitară și anul acesta va fi un duet extraordinar din Muntenegru, în sfârșit, și din țara respectivă. Am adus muzicieni, a fost cam greu, dar oricum am reușit. Plus la aceasta vreau să zic publicului că avem talentele noastre care sunt, din păcate, împrăștiate în toată lumea, Diana Accente, soprana noastră Diana Accente, care ne duce faimă în Europa, care are o carieră internațională pur și simplu impresionantă și a găsit timp și vine și ea la mărțișor. Și vom încheia cu un concert de jazz. Iarăși avem un public care adoră acest gen de muzică, grație poate că festivalului care îl organizează domnul Ștefăneț, dar și probabil că gustul pe care îl cultivă fiecare om de mic sau a apucat cândva de la tată, să știți că pe timpuri și eu eram personal cei care eram abonată la o revistă poloneză de jazz, adică mă interesa foarte mult ce se întâmplă în lumea jazzului. Cam astea sunt concertele și așteptăm publicul să vină la concerte, că, cum vă spuneam, sunt foarte variate pentru toate gusturile. Așa este, da. Deci, și plus la asta, mergem în teritoriu, vom prezenta 4 concerte la Bălți, la Nisporeni, la Orhei și la Comrat. Vom merge și vom prezenta cu formațiile noastre artistice, cu corul nostru, cu orchestra, cu soliștii noștri. Deci, un mărțișor bogat, da, așa este. Apropo, ca să cunoască cei de acasă, pentru că sunt sigur că sunt foarte mulți intrigați, în mod special de ultimul spectacol de jazz. Da. Cumva dumneavoastră ați punct ochit aici, în cazul jazzului. Sunt în următoarele zile, sunt consecutive toate aceste spectacole? Sau... bine, în funcție de cum au putut artiștii să vină. Datele variază. Da, da, datele variază. Deci următorul concert e data de 6, 7, 9, 10. Da. Să ținem cont că și în alte instituții au loc concertele, la Filarmonică, peste 50 la Palatul Național și în teritoriu au loc. Adică cumva ne-am făcut un orar, să zic așa, să nu se contrapună. Dar multe informații cum pot să vadă online. Pentru cei care sunt interesați și cei care vor să găsească un anumit concert pe ce dată se va organiza, puteți găsi online. Da, sigur că și informația pe site-ul nostru și vreau să mulțumesc Radio Moldova că
fiecare concert, ei sunt prezenți, transmit pe viu, adică în direct, da, și ne bucurăm că publicul din teritoriu are ocazia să fie alături de noi mai că în altă... Cel puțin da, așa. Ce, da. Da, cumva da. Deja ați fost la primele două concerte din această suită a Mărțișorului 2020. Care rămâne a fi interesul tinerilor față de astfel de evenimente? Rămân a fi intrigați, vin sau nu prea cochetează ei? Ba da, în funcție de program. În funcție de program, sigur că atunci când în program este Mozart, Bach, Beethoven sau Vivaldi... Vin toți. Da, vine foarte multă publică. Chiar ziceam cuiva... Chiar săptămânal, dacă prezinți Mozart, cred că sălile vor fi pline. Dar noi suntem cei care trebuie să abordăm și altă muzică și muzică contemporană, că asta e menirea unei instituții profesioniste, da. Dar ne bucurăm că publicul tânăr vine, eu nu știu, orică este o modă acum, sau poate că au posibilitatea să asculte și pe net multă muzică și înțeleg că mai cu seamă când vii într-o sală de concert să asculți pe viu, e absolut altă senzație. Absolut altă senzație. Credeți-vă, da. Da. Așadar, avem foarte multe evenimente în cadrul Mărțișor 2020 la sala cu orgă, la care puteți să mergeți și dumneavoastră. Deci avem și chitară, avem orgă, așa este, muzică avem vocală, jazz, de da, toate pentru de toate, toți. Muzică corală, exact, da. Bine, dar apropo, pentru cei care se află acum în țară, pentru cei de la Cumrat, de la Bălți, din cealaltă localitate, că dumneavoastră deja l-ați menționat, puteți cel puțin să ne oferiți cam în ce perioadă vor fi? Poate cineva ne urmărește? Da, în 5 martie chiar mergem la Bălți cu orchestra noastră, cu soliștii noștri. Vom merge cu clavicin, fiindcă avem un program Vivaldi, Anotimpurile. Apropo, va cânta, l-am invitat pe Cătălin Advahov, care... A deja este celebr, vedetă, celebr. Da, și care cu mare, mare drag vrea să colaboreze cu orchestra noastră, că înțelege că să cânți cu orchestră profesionistă, asta e un mare lucru pentru un tânăr muzician care abia pășește așa în lumea. Și creează o carieră. Da. Așa bine, adevărul este, e că este. Și responsabilitatea este cumva da, alta. Sigur că, sigur, trebuie da, să fie da, în unison. Noi vă mulțumim tare frumos. Și eu vă mulțumesc, da, și cu mare drag așteptăm publicul la concertele noastre. Și noi vă mai așteptăm aici în cadrul emisiunii ca să-i convingem încă o dată pe mulțumesc, cei de acasă că sala cu orgă așteaptă să veniți pentru a vă bucura de tot ce înseamnă frumos.